tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Și pururea și Dreapta Tatălui și ne miluiește.
mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi dreptările tale. Bine cuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi dreptările tale. Bine cuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi dreptările tale. Ce te cunosc pe tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Părinte, binecuvântat
că este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unitatea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Preacuvioasa Maică Stareță Stavrofora Marina, din preună cu toți vietuitorii, ostenitorii, ctitorii și închinătorii Sfintei Mănăstirii acesteia, Domnului să ne rugăm. Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna tocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aere, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la didirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Slăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Afară mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria,
cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Nească Doare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și în vecii vecilor, amin.
Să vă mulțumim.
noi cei ce suntem. Aleluia! Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul ți-este mărturia Domnului, înainte mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat. Oh,
cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte Dumnezeu, Dumnezeu. Se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Auzi, Dumnezeul meu, glasul meu când mă rog ție. Înțelepciune! Din faptele Sfinților Apostoli citire. Să luăm aminte. În zile acelea, când își-am împlinit Ion care să zicea, nu sunt eu ce să cotis voi că sunt, dar iată vine după mine cel căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Bărbați frați, fii din neamul lui Avram și cei dintre voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. Fiindcă cei ce locuiesc în Ierusalim, căpeteniile lor, necunoscându-l și osândindu-l, au împlinit glasurile prorocilor, care se citesc în fiecare sâmbătă. Și neavând în ei nicio vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-l omoare. Iar când au săvârșit toate cele scrise despre el, coborându-l de pe cruce, l-au pus în
ce împreună cu el s-au suit din Galileea la Ierusalim, care sunt acum marturii lui către popor. Noi vă binevestim făgăduința făcută părinților, că pe aceasta Dumnezeu am împlinit-o cu noi copilului, înveindu-l pe Iisus. Pace ție cele ce ai citit. Duhului vostru, prea sfințite stăpâne, binecuvântați, preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatul Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre bine Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie bine după cuvântul vostru în pace. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Marcu citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a auzit regele Irod vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul l-a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc, ca unul dintre proroci. Iar Irod, auzind, zicea, este Ioan, căruia eu am pus să-i taie capul. El a înviat din morți. Căci Irod, trimisând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filii, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada l-ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea. Și auzindu-l multe făcea și cu bucurie l-asculta. Deci fiind o zi cu bun prilej, când Irod de ziua sa de naștere a făcut ospăț dregătorilor lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, iar fiica Irodiade intrând și jucând a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și ea ieșind a zis mamei sale, ce să cer? Iar Irodiada i-a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată cu grabă la rege i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tisie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâhnit adânc. Dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voie să o întristeze. Și întată, trimisând regele un pasnic, a poruncit, a-i aduce capul. Și acela mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fete, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și a spus lui toate câte au făcut și câte au învățat. Pace ție celui ce ai binevestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Într-o mulțeam,
sufletul și din tot cugetul nostru să zice. Părinților noștri, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne de noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Maică Stariță Stavrofora Marina, dinpreună cu toți viețuitorii, ostenitorii, ctitorii și închinătorii Sfintei Mănăstirii acesteia, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țălidoastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, romonahi, erodiacon, diacon, monah și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pororea pomeniții, ctitori ai Sfintei Mănăstirii acesteia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frate noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, viețuitorii, ostenitorii, ctitorii și închinători ai Sfintei Mănăstirii acesteia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugă le-a vărsat asupra robilor tăi, viețuitori, ostenitori, ctitori și închinători ai Sfintei Mănăstirii acesteia, că de înaintea ta și ca lui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și cu milostiv totdeauna plinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doctorul sufletul alăturilor noastre, cu milință și cu zdrobire de inimă către mâinita ta și suspinând strigăm ție vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și ale zburavei tale, Marina Stavrofora și cam bun, iartă-i toate greșeala cea de voie și a fără de voie, te grab ridic-o din patul durerii, ne rugăm ți auzi-ne și o miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și într-o tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostim și iubitor de oameni Dumnezeu e, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păzit, ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Noi carem
slujitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arierea voastră să pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înalt preasfințitul mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindenea, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoților, monahi, diaconi, diaconi, monahi, monahi, pe toți din clerul bisericesc și celor monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe preacuvioasa Maică stareță Stavrofora Marina, să pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Arheria voastră, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți și pururea pomeniți chitore sfântului locașului acestuia, pe ascititori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostași și eroi românii să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce-au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii, s-au adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, și pe toți adormiți dintr-un neam cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Oh.
împlinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstită mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, Înger de pace, credincios, îndreptător, Păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârșim, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun. La înfricoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cu îndurările născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul, bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând. Să tuturor celor văzute și nevăzute și într-unul Domn Iisus Hristos.
născut, mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a plătimit și s-a îndrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aducem. Mila! Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Să avem inimile. Pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin.
vieța ducem de toate și pentru toate. Amen.
miluiește, Doamne, pe n-al preasfințitul mitropolitul nostru Andrei, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, pe preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pe care îl dăriește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și ne de nou cu gură și cu inima slăvișa cânta, prea cinstitere mare cuvință meteu, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milă Marii Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele darul ce s-a adus și s-a sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cele ce le-a primit pe dânsele nesfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul hare și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Ție, cește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Domnului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte Sfintele Sfinților. Bunul Sfânt,
Duce Marie, să restuim cu mic, cu mare, la prea sfânta născătoare Marie.
pentru noi roagă-te. Sfinte Ioane, mai mare ca tine, prorocele-ntre ome, nu s-a mai iubit. Îngerii corne și groinic de bine, cu vestea Mesiei pe lume ai venit. Suflet primește vestea tău popor, Sfinte Ioane Botezător. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului, preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, ale cinstitului măritului proroc înainte meritor și botezător Ioan, ale celui între sfinți, părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale sfinților dreptilor dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să le miluiască, să le mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase părinte Lexar, preacucernici părinți consilier, preacucernice părinte secretar, preacuvioși părinți stareți, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, ne reîntâlnim la mănăstirea Bic, bucurându-ne că ne revedem, dar în același timp întristându-ne pentru evenimentul trist care ne adună aici, fiindcă această sărbătoare de astăzi este una tristă pentru noi, cei de pe pământ, fiindcă scrie în Sfânta Scriptură că scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșului. Deci dacă pentru noi este întristare, pentru cer este bucurie.
când un om cu viața sfântă încheie viața pământească, își încheie socoterile cu această viață trecătoare și se duce în veșnicie, mai ales dacă este vorba despre Sfântul Ioan Botezătorul. A făcut despre Domnul Hristos două afirmații. A zis în primul rând că nu s-a ridicat din femei nimeni mai mare decât Ioan Botezătorul. Aceste cuvinte sunt echivalente cu o canonizare. Practic îl declară sfânt. Pentru că dacă este cel mai mare dintre cei născuți din femei, cu siguranță că este foarte aproape de Dumnezeu, acolo în împărăția cerurilor. Și de asemenea a spus Hristos despre Sfântul Ioan Botezătorul: ce ați venit să vedeți? O trestie clătinată de vânt? Un om îmbrăcat în haine moi, arătând caracterul de nezdruncinat, ferm al Sfântului Ioan Botezătorul, care a luptat cu păcatul până la sânge. Și de asemenea a arătat prin aceeași cuvinte Hristos traiul sever dus în această viață de Sfântul Ioan Botezătorul. Înainte să încep cuvântul, o să vă zic despre Sfântul Ioan Botezătorul, încă din Vechiul Testament a vorbit Sfântul proroc Isaia. De asemenea, un înger îi vestește tatălui lui în templu, prorocul Zaharia, că va naște soția lui un fiu. Îi spune și cum să-l cheme și spune că va fi mare înaintea lui Dumnezeu. De când era în pântecele mamei sale, îl recunoaște pe Hristos aflat la rândul lui în pântecele Sfintei Fecioare Maria. Rămâne tatăl mut de când i-a anunțat că va naște soția un fiu, îi se dezleagă limba în momentul când spune că Ioan va fi numele lui. Întreaga viață a petrecut-o în pustie. Cum nu poate fi un astfel de om sfânt? Despre cine avem în afară de Domnul Hristos, despre Maica Domnului, astfel de afirmații și astfel de întâmplări relatate cu lux de amănunte în Sfânta Scriptură despre nimeni? De aceea e un om, Sfântul Ioan Botezătorul, cu un rol extraordinar în viața bisericii. Deci el face parte din Vechiul Testament fiind proroc, fiindcă odată cu venirea lui Hristos s-a încheiat epoca prorocilor. Nu ai nevoie să vedem ca în oglindă, în dicitură, fiindcă Hristos aduce revelația cea adevărată și deplină, el fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat. Vechiul Testament este o pregătire pentru cel nou și revelația deplină se face acum prin Hristos, prin Sfinții Apostoli și continuă, bineînțeles, să fie dezvoltată de Sfinții Părinți, oameni cu viața sfântă, până la sfârșitul veacurilor. Să vină acum la Sfântul Ioan Botezătorul. Părinții săi, oameni cu viață curată, bineplăcuți lui Dumnezeu, Zaharia, preot, și Elisabeta, nu puteau să aibă copii. O familie și astăzi ce nu și-ar dori, dacă nu e binecuvântată de copii, să îi dobândească. Cu atât mai mult în Țara Sfântă, când se știa prea bine că poporul ales are un destin unic în istorie, așa de a naștere din sânul său pe Mesia cel făgăduit, și orice familie spera ca din sânul ei să vină Mântuitorul. De aceea o familie în care nu se nășteau copii, era clar că nu va avea această binecuvântare ca dintre familia respectivă, dintre cei născuți la familia aceea, să se nască Mântuitorul lumii. La fel s-a întâmplat și cu Zaharia și Elisabeta, cu Ioachim și Ana și cu alții. Însă s-au rugat mult lui Dumnezeu, nepierzându-și nădejdea. Deși erau de acum înaintați în vârstă, din anumit rândul preotului Zaharia să tămâieze în templu, să vă spun cum era rânduiala, nu era ca și la noi, fiecare preot are altarul lui, unde slujește. În Țara Sfântă erau cete de preoți care veneau din cetățile lor, din
Țara Sfântă, la Ierusalim, pe rând, fiindcă era un singur templu în toată Țara Sfântă, în rest erau doar sinagogi. Dar templu și viața spirituală aici, era în Ierusalim, centrul vieții spirituale evreilor din Țara Sfântă și din diaspora. Fiind mulți preoți, devenea rândul să tămâieze în altar prin trageri la sorți. Puteau fi preoți o viață întreagă care niciodată n-au tămâiat. Poate așa s-a întâmplat și cu Zaharia. Și a așteptat Dumnezeu să vină rândul că aici, pe când era în altar, cel mai sfânt loc pentru evrei pe fața Pământului, un înger să vestească faptul că soția lui va naște, dar nu pe oricine, nu chiar pe Mântuitorul, dar pe înainte mergătorul și botezătorul Domnului Hristos. Un lucru extraordinar. Nu ne dăm noi seama ce înseamnă să trăiești în preajma Domnului Hristos. Uitați-vă și asta, că om cu viață sfântă, îl caută oamenii. Dacă ținem bine minte, părintele Ilie Cleopa, mergeau sute de prălini zilnic. De asemenea, la părintele Arseniei Papacioc și la alții, erau căutați. Lumea caută sfințenia, fiindcă printr-un om cu viață sfântă se încarcă și ei de sfințenie, li se iartă păcatele dacă le mărturisesc, se apropie de Dumnezeu și simt o binecuvântare în viața lor. Dar să fim preajma unui apostol, dar mai ales să fim preajma Domnului Hristos. Din nefericire însă, cei mai mulți dintre cei care au lângă Hristos îl percepeau pe Domnul Hristos, omul, nu pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, și din nefericire unii îl priveau cu ostilitate. Și când făcea minuni, spunea că el cu Domnul demonul scoate pe demoni. Din păcate, ei erau departe de adevăr și atunci nu puteau să se deschidă spre lumină, spre Hristos. Așa e și în lumea aceasta și în viața de astăzi. Un om necredincios, când vede Sfinte Moaște, râde și îi batjocorește pe cei care se închină la Sfintele Moaște. Însă aici se vede în Sfintele Moaște puterea lui Dumnezeu. Orice om, pasăre, pește sau animal moare, trupul îi putezește. Însă să vedem Sfinte Moaște după 100, 200, sau după 2000 de ani neputrezite, se arată în acestea puterea lui Dumnezeu care le menține, aceste trupuri neputrezite. Fiindcă dacă stă omul în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu face minuni prin ei, e bine, revin, au fost mulți lângă Hristos, unii apropiați, unii interesați, fiindcă au primit vindecare, alții au fost înviați chiar din morți. Cum am spus, alții îl vedeau cu ostilitate și doreau moartea. Însă, un rol unic și aparte a avut în tot timpul activității Pulsului lui Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul, care, rămânând orfan la vârsta de 3 ani, s-a retras în pustia iudeii și a purtat Dumnezeu de grijă și a fost acolo până la arătarea lui către Israel. Aproximativ 27 de ani, fiindcă el a ieșit la propovăduire la vârsta de 30 de ani. Și avea o foarte mare autoritate. Era îmbrăcat, cum spun Sfintele Evanghelii, în haine, din păr de cămilă și încins cu o cingătoare de piele. Spun bibliștii că acesta era practic, așa se îmbrăcau prorocii Vechiului Testament, fiindcă el a fost un proroc, dar nu oarecare, care să vadă peste secole ce se va întâmpla, un care a arătat cu mâna pe Hristos și a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, care nu sunt vrednic, plecându-mă se dezecurea încălțămintea lui. Revin însă, pentru că înainte Cosi de a face această afirmație, l-a botezat pe Domnul Hristos, pe care nu-l întâlnise în viață, decât pe când erau amândoi în pântece. Ei doi erau rudenii, fiindcă Maica Domnului era rudă cu Elisabeta. A și spus Sfântul Arhanghel Gabriel la Bunavestire, iată și Elisabeta, rudenia ta,
a dobândit fiul ea la bătrânețele ei. Și a fost rușine Elisabetei că la vârsta aceea era însărcinată și s-a tăinuit pe sine timp de 6 luni, n-a spus nimănui că ea avea pântece și pe cine urma să nască. Și acolo, când s-au întâlnit Maica Domnului cu Elisabeta, a săltat pruncul de bucurie pântecelei, recunoscând cu Duhul el, Sfântul Ioan Botezătorul, pe Fiul Dumnezeu, care urma să se nască. Însă cei doi niciodată nu s-au întâlnit. Repet, atunci amândoi erau încă nenăscuți în pântecele binecuvântate ale mamelor lor. Prima dată se întâlnesc, se văd, după 30 de ani la râul Iordan, când vine Hristos să se boteze. Și mărturisește Sfântul Ioan Botezătorul: mi s-a descoperit că cel pe care vă vedea pe Duhul pogorându-se închide porumbel, acela este Fiul lui Dumnezeu. Și așa s-a și întâmplat, căci la momentul botezului s-au zis glas din cer zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, iar Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel peste el, iar Fiul se boteza. Deci iată întreaga Sfântă Treime prezentă la râul Iordan în mod fizic, vizibil de Sfântul Ioan Botezătorul, probabil și de alții din Galea și erucenici numeroși, dintre care doi au ajuns să fie Sfinți Apostoli. Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Apostol Petru, precum și Filip. Și Sfântul Andrei a ajuns prin binecuvântarea lui Dumnezeu la noi, în România, să îl binevestească pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și văzând Duhul Sfânt peste Fiul Dumnezeu când se boteza, a doua zi a zis Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Botezătorul e simplu. De ce se numește așa? Fiindcă l-a botezat pe Domnul Hristos în râul Iordan. De ce se numește înainte mergător? Fiindcă avea Sfântul Ioan o autoritate foarte mare între evrei, când aceia se întrebau: nu este oare el Mesia? Și au fost trimiși la el oameni să-l întrebe: cine ești tu? Crezând că poate este Mesia. Ceea ce n-au gândit până acum despre niciun proroc. Însă el a zis: nu sunt eu Mesia, cel care este mijlocul vostru, dar pe care nu-l cunoașteți și este mai mare decât mine, și care eu pe când mă duc să-mi vrem să dezec cu rea încălțămintea, acela este Mesia. Deci el, cu mare ale autoritate, mărturisește despre Iisus Hristos. Avea nevoie să fie cunoscut, să se facă un fel de publicitate. Și asta i-a făcut Sfântul Ioan Botezătorul. I-a făcut reclamă Domnului Hristos și cu aceasta începe activitatea publică. Prin botezul Domnului Hristos în Iordan, prin mărturisirea Sfântului Ioan Botezătorul că Iisus Hristos este Mesia cel făgăduit. Apoi însă nu și începe activitatea brusc Hristos, ci merge în pustie. Timp de 40 de zile și nopți ajunează, luptă apoi cu Satana, din cele trei mari ispite care sunt în lumea aceasta răspândite cel mai mult, și îl vine apoi și începe activitatea. Deci iată, moment de cotitură, botezul lui Hristos arată practic debutul activității sale publice. Nu foarte mult a mai trăit Sfântul Ioan Botezătorul. De ce? Fiindcă el, fiind un om trăit în apropiere de Dumnezeu, a înfierat păcatul regelui Irod, care trăia cu fosta soție a fratelui său, Filip. El fusese căsătorit, regele Irod, cu fica unui rege nabatean, însă și-a repudiat soția. A avut după aceea suferit, că a venit regele acela și au luptat și l-a detronat, mă rog. Însă, era un păcat, mai ales între evrei, să treci cu cumnata ta. Și mustrându-l, s-a simțit ofensat acest rege, dar în special Irodiada, soția lui, că atunci l-au luat și l-au aruncat în temniță pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și acolo mergea regele și asculta cu plăcere ce spunea Sfântul Ioan Botezătorul. Îi plăcea ce aude, dar nu atât de mult încât să schimbe viața. De aceea se spune cel mai lung drum este de la ureche la inimă. Poți să auzi mii de predici, mesaj frumos, dacă nu te atinge la inimă
și nu împlinești ceea ce auzi, nu ți este de folos, din contră, te osândești, fiindcă știi ce ai de făcut, dar refuzi ca să o faci. Așa a fost și Sfântul, așa a fost datorită Sfântul Vântorul și regele Irod. L-a aruncat în temniță, începe prigonirea Sfântului Ioan Botezătorul, om curat de altfel. Nu știm să fi făcut vreun păcat, în afară de păcatul strămoșesc cu care toți ne naștem. Însă cum lucrează vrăjmașul, dă ocazia astăzi mică, una mai mare și mai departe, aceasta și spune, trebuie să urci cu păcatul când este mic, cât o furnică și când vrea să intre în sufletul tău, că dacă lasă să intre, devine ca un leu și te stăpânește. Deci era întemnițat Sfântul Ioan Botezătorul, îl asculta regele câteodată, dar era acolo. Și și-a făcut ziua de naștere un ospăț mare, regele. Și atunci, dansând, fica Irodiadei, Salomea, nu era fica lui, ci era fica lui Filip. El era unchi acelei fete. I-a plăcut cum a dansat și a promis că de până la jumătate din regatul lui. Putea să-i ceară palate, castele, o regiune întreagă, un oraș întreg. Neștiind că era copilă, a spus sfatul mamei sale, care ce a zis? Capul lui Ioan pe tipsie. Vedeți ura, cum întunecă mintea. Regele, fiindcă promisese, deși a părut rău, s-a ținut de cuvânt. A trimis un temnicer, i-a tăiat capul, l-a pe tipsie și l-a dat fetei și fata mamei. În traduc și timp că Irodiada l-a înțepat cu un ac mare limbă pe Sfântul Ioan Botezătorul, limba cu care el o mustrase pe după capetele ei. Și apoi de teamă să nu învieze din mort, a îngropat în curtea casei, undeva adânc, capul Sfântului Ioan Botezătorul, că l-a luat trupul lui, l-a luat ucenic, l-a dus și l-a îngropat în Sevastia, undeva departe. Însă era în casa lui Irod o femeie mirosiță, Ioana, soția lui Cuza, și aceasta a văzut că a fost îngropat capul Sfântului, într-o noapte l-a dezgropat și l-a mutat în altă parte pe muntele Măslinilor. Când ajunge în Țara Sfântă, poate să vadă și astăzi, este acolo o mănăstire rusească și este locul unde a fost păstrat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Să luptăm cu păcatul. De când este mic, sunt multe etape când încearcă să ne stăpânească, după aceea intră în viața noastră, devine un viciu sau patimă și nu mai scăpăm de el. De aceea să luptăm cu păcatele cât putem, dinainte de a intra noi să le respingem. A pus o întrebare cea unui călugăr din Egipt. Ce să fac? Se gândea la mintea lui. Pot eu să opresc gândurile să intre la mine în minte? Și a zis bătrânul acela, nu poți opri păsările să stea pe ramurile unui copac, dar le poți opri să-și facă acolo cui. De aceea și noi să alungăm gândul cel rău, să punem în loc gândurile bune, fiindcă gândul bun aduce după sine fapta bună, pe gândul păcătos aduce după sine fapta păcătoasă. Să ne rugăm Sfântul Ioan Botezătorul să avem ca mijlocitor în fața lui Dumnezeu, să luăm exemplu cât putem noi, la ce vremuri trăim. Pe Maica Marea Supomenim că săraca este încercată în aceste zile, să Dumnezeu sănătate, putere să revină, să-și continue mai departe misiunea frumoasă, desfășurată aici. Dumnezeu primească să ne binecuvânteze pe toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfinția voastră, am onoare din partea Maicii Starii Semarina și a întregii oști de a vă mâna un frumos triptic și nu numai atât, cu mulțumirile din partea Maicii Stare pentru purtarea de grijă pe care ați avut-o până acum, atât Sfinții al Sfinții Sale, cât și obștii. Și vă roagă ca și de acum înainte, cu aceeași dragoste părintească, să nu le uitați în rugăciuni și vă mulțumim din tot sufletul. Sărut mâna preasfinția voastră!